Prima lună a primăverii va aduce noi provocări pentru semnele zodiacale. Câteva zodii vor avea o perioadă foarte bună și se vor concentra pe cunoaștere, iubire de sine și evoluție, însă există și nativi care se vor confrunta cu neplăceri. În această perioadă vei fi foarte sensibil, iar hormonii vor înnebuni. Dacă ai un partener, vei avea atât momente foarte plăcute, pline de iubire, cât și de neînțelegeri, mai ales în planificarea viitorului împreună. Dar nu trebuie să-ți faci griji, datorită afecțiunii reciproce vei rezolva totul. Trebuie doar să fii atent la sesiunile de iritabilitate inutilă. În acest timp, un simț al umorului se va trezi și în tine, așa că te poți aștepta ca prietenii tăi să nu se poată despărți de tine. Luna aceasta este momentul potrivit ca să depășești obstacolele care te țin pe loc de mult timp. Vei fi de asemenea foarte sociabil și datorită comportamentului tău plăcut vei câștiga mulți fani. Deci ai oportunitatea să întâlnești oameni noi și să legi noi parteneriate. Poate vei întâlni pe cineva interesant. De asemenea, vei putea să-ți aprofundezi relația cu tine însuți și să-ți păstrezi gândurile și sentimentele ordonate. În același timp vor avea loc schimbări mari în viața personală, iar aceste lucruri te vor ajuta să evoluezi în viață. Cei născuți în zodia Săgetător, datorită influenței lui Mercur, vor fi empatici și fericiți să îi ajute pe ceilalți să rezolve anumite dificultăți din viața lor. Cu toate acestea, faptul că mulți vor avea încredere în dumneavoastră vă poate stârni dorința de a-i manipula spre binele propriu. Luna aceasta ar trebui să vă concentrați asupra viitorului și obiectivelor pe termen lung. Încercați mereu să petreceți cel puțin câteva minute pe zi, gândindu-vă la ele. Regularitatea și pașii mici pot aduce în curând succesul. Peștii vor fi plini de încredere și generozitate. Este o oportunitate ideală de a vă invita șeful sau un partener de afaceri la cină și astfel să câștigați câteva puncte în plus, care v-ar putea schimba în mod fundamental cariera. Cu toate acestea, nu fiți prea entuziasmat și nici prea exigent cu dumneavoastră. Cu cât sunteți mai modest, cu atât este mai probabil ca recompensa să vină singură. Aplicați asta la relațiile din afara jobului și nu puneți presiuni inutile asupra celor dragi. Relatează pe roz.ro.